de acum cuvântul lui Dumnezeu și vom citi din cartea Exod, capitolul 20, versetul 7, un cuvânt al lui Dumnezeu, acest verset, versetul 7, Exod 20, reprezintă textul poruncii a treia. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Amin. Vă invit să vă reașezați. În această seară, după cum am citit cuvântul, vom avea în atenția noastră porunca a treia. În prima poruncă, Domnul, adresându-se poporului său, adresându-se oamenilor, interzice idolatria. El a spus, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. În a doua poruncă, Dumnezeu ne vorbește despre adevărata închinare, cerând ca închinarea adusă înaintea lui Dumnezeu, să fie făcută în acord cu voia lui Dumnezeu și așteptările lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Pământul Domnului continuă uh, prezentând esența acestei porunci. Pentru seara aceasta avem în atenția noastră porunca a treia. Exod, capitolul 20, versetul 7. Să ne uităm din nou la această poruncă. Este bine să ne aducem aminte de cuvintele lui Dumnezeu, e bine să le aprofundăm, să le prindem înțelesul și să ne înarmăm cu voința de a trăi în acord cu învățăturile și poruncile lui Dumnezeu. Iată ce este scris să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Dacă în prima poruncă este afirmată existența unui singur Dumnezeu, adevărat și unic Dumnezeu, și dacă în porunca a doua este afirmată o unică, adevărată și curată închinare, în a treia poruncă, atenția este îndreptată spre felul în care ne folosim cuvintele, felul în care ne raportăm la Dumnezeu vorbind. Dintre toate ființele create de Dumnezeu și lăsate să conviețuiască pe pământ, omul este singura ființă făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și înzestrată de Dumnezeu cu capacitatea de a rosti cuvinte articulate, cu capacitatea de a vorbi, de a se exprima prin cuvânt, prin cuvinte. Porunca a treia reglementează felul în care trebuie să uzăm, să folosim cuvintele. Cuvintele pe care le folosim creează efecte. Vorbele pe care le rostim sunt importante înaintea lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului este scrisă, este descrisă o întreagă învățătură cu privire la felul de vorbire a credincioșilor, a creștinilor, Spunându-se în final că Dumnezeu, în ziua de apoi a judecății, va cere oamenilor socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit vreodată. Porunca aceasta asociază numele lui Dumnezeu, ființa lui Dumnezeu, cu felul în care vorbim, cu felul în care conversăm chiar unii cu ceilalți. Vorbirea este foarte foarte importantă. Apelul fundamental al acestei porunci este apelul la integritate, la integritate în vorbire, la integritate în purtare. Dar să mergem spre miezul ei. După cum observăm, în această poruncă este subliniat, este menționat numele, expresia numele Domnului Dumnezeului tău. În primul rând aș dori să observăm că porunca a treia protejează numele lui Dumnezeu are o atenție deosebită, sublinind însemnătatea, importanța numelui lui Dumnezeu și în același timp afirmând că trebuie să fim cu mare băgare de seamă când pomenim, când ne adresăm, când vorbim despre Dumnezeu. Biblia arată o atenție cu totul deosebită față de numele Domnului. Aș dori să menționez doar câteva versete. În Psalmul 8, cu versetul 1, cuvântul Domnului, ne spune că numele lui Dumnezeu este minunat peste tot pământul. Doamne, Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele tău peste tot pământul. Slava ta se înalțe mai pe sus de ceruri. Psalmul 124 cu versetul 8. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Salmul 129, cu versetul 8, face legătură între felul în care oamenii își urau bine și se binecuvântau și Dumnezeu. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Iată ce spuneau oamenii evlavioși. De asemenea, în, Psalmul, în Proverbe, capitolul 18, cu versetul 10, ni se spune că numele lui Dumnezeu este un turn tare ca în Ioel, capitolul 2, cu versetul 32, să fie consemnată o promisiune cu mare încărcătură. Vântul Domnului spune, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Atenția față de numele Lui Dumnezeu este consemnată și în predica de pe munte, Domnul nostru Isus învățându-ne cum să ne rugăm, ne-a învățat să ne adresăm Lui Dumnezeu în rugăciune spunând Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Iată o atenție sporită, deosebită față de numele Lui Dumnezeu. Sigur că versetele din Scriptură sunt nenumărate, ne limităm doar la acestea, subliniind că Biblia arată o atenție deosebită față de numele Lui Dumnezeu. Iar atunci când în porunca a treia ni se spune să nu iei în deșert numele Domnului, că Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui, Scriptura prin aceste cuvinte ne cere să avem o atenție sporită față de ființa Lui Dumnezeu, față de numele Lui Dumnezeu. Când ne gândim, când vorbim, când pomenim numele Lui Dumnezeu, ni se cere să avem acel cutremur interior care să reflecte referență și frică de Dumnezeu, un înalt respect, o înaltă considerație față de Dumnezeu. A cinsti numele lui Dumnezeu nu se rezumă la a cinsti un grupaj de litere, cum poate că uneori unii oameni au dorit să înțeleagă. A cinsti numele lui Dumnezeu nu înseamnă să conservăm un anumit sunet pe care să-l rostim așa cum ar fi trebuit să fie rostit. Nu. A cinsti numele lui Dumnezeu implică a cinsti pe Dumnezeu, a cinsti persoana lui Dumnezeu, a avea o altă considerație față de Dumnezeu, a avea grijă și cu tremur interior când vorbim, când cugetăm la adresa lui Dumnezeu, despre Dumnezeu. A cinsti numele lui Dumnezeu nu înseamnă, așa cum în vechime evrei au socotit, să evităm rostirea numelui lui Dumnezeu ca nu cumva, prin rostire, să, creăm, să facem o anumită impietate. Evrei au avut această grijă mergând până acolo încât în Vechiul Testament, când găseau scris numele lui Dumnezeu, în loc să citească numele, așa cum el este scris, citeau cuvântul Adonai tetragrama, cele patru faimoase litere, care, consoane care consemnează numele lui Dumnezeu, ei l-au citit și așa îl citesc până astăzi ca Adonai, adică Domnul. Din rețineria, din rezerva, ca nu cumva rostind numele lui Dumnezeu, să-l supere pe Dumnezeu. Sigur că fondul e lăudabil, dar e posibil să arătăm o atenție în formă dorită și în esență numele lui Dumnezeu să nu fie cinstit. Bine spunea un profet din vechime că poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. A cinsti pe Dumnezeu, a cinsti numele lui Dumnezeu, a avea un înalt respect față de numele lui Dumnezeu, înseamnă, în esență, a avea respect față de persoana lui Dumnezeu, față de ființa lui Dumnezeu. A arăta reverență și cu tremur, a avea frică de Dumnezeu, a avea o atitudine plină de emoție înaintea lui Dumnezeu, de cutremur interior, de seriozitate și sfială sfântă față de Dumnezeu. La polul opus ar fi toate acele stări de luare, înderâdere și superficialitate a ceea ce înseamnă Dumnezeu. Acum că am văzut că în cuvântul Domnului ni se cere să avem o atitudine de reverență față de Dumnezeu și față de numele Lui, haidem în al doilea rând să înțelegem ce înseamnă a lua în deșert numele Lui Dumnezeu. Sigur că sunt multe forme în care oamenii aduc impietate față de Dumnezeu și față de numele Lui. Exodul capitolul 20 cu versetul 7, revin ne spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. În ebraică aceste cuvinte ar fi lo tisa et shem yagve elohim la șav. O traducere mai poate sugestivă pentru limba română contemporană o găsim în noua traducere românească în care e consemnat așa. Să nu folosești nesăbuit numele Domnului Dumnezeului tău. Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va folosi nesăbuit numele Lui. Iată cum expresia să nu iei în deșert e tradus aici să nu folosești nesăbuit numele Domnului. E mai în spiritul textului ebraic decât prima prima exprimare e deja învechită pentru românul care trăiește în 2019. Pentru cel care trăia în 1920-1930, când s-a tradus, era bine. Limba însă se mișcă, capătă sensuri, conotații, nuanțe noi. Așa ar fi, să nu folosești nesăbuit numele lui Dumnezeu. Din, din traducerea aceasta, deja să înțelege multe din felul în care este pus. Cuvântul ebraic este aici, asta ar fi, să nu golești de conținut, să nu laicizezi, să nu iei în derâdere numele lui Dumnezeu, să nu îl faci fără sens, fără noimă, fără conținut, fără importanță. Să nu îl pomenești în chip nesăbuit pe buze, când nu trebuie, cum nu trebuie, unde nu trebuie. Să fii cu multă atenție când vorbești despre Dumnezeu și numele lui Dumnezeu. A lua în deșert numele Domnului înseamnă a afecta puterea lui Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, mărturia lui Dumnezeu între oameni. Într-un cuvânt, a lua în deșert numele Domnului înseamnă a vorbi și a folosi în mod nesăbuit numele lui Dumnezeu. Cum s-ar putea întâmpla asta, practic? Aș vrea să deconspirăm câteva feluri în care oamenii iau în deșert numele lui Dumnezeu. Întâi, este abuzul față de numele Domnului. Contextul Vechiului Testament despre aceasta vorbește, chiar în primul rând. În antichitate, și în vremea lui Moise, și mai târziu. A existat această înțelegere, concepție, că cel care cunoaște numele unei zeități, cunoașterea numelui unei zeități, conferă o putere cunoscătorului, putere prin care el poate manipula zeitatea respectivă spre binele lui. Așa s-a gândit în Antichitate. În acest context, cererea făcută de Iacov, când s-a luptat cu Domnul, care-i numele tău? are altă rezonanță. Și Domnul le-a zis, asta nu poți ști. I s-a refuzat acest lucru, spunându-i se doar atât, e minunat, nu-ți bate tu capul cu asta, că nu o controlezi. Și acolo s-a frânt, depinzând el de Dumnezeu. A existat această concepție în vechime, ea merge până în vremea noastră, demonii, până, până în vremea Domnului Isus și chiar în zilele noastre, în unele culturi, demoni în timpul Domnului nostru Hristos spuneau, te știm cine ești, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Până și aici e o rezonanță. Ei, a lua în deșert numele Domnului e a abuza de numele lui Dumnezeu, căutând din felul în care este folosit numele lui Dumnezeu, să se obțină ceva. Asta este luare în deșert. E folosire nesăbuită a numelui lui Dumnezeu. Asta implică să golești pe Dumnezeu de atributele sale, să-L deposedezi de slava Lui, de măreția Lui, de sfințenia și de atributele Lui, de puterea și de dreptatea Lui și-L face comun. Poate chiar cumva folosit. Spre exemplu, ar putea foarte bine ca cineva să apeleze la numele lui Dumnezeu într-un anumit context ca să fie văzut mai bine între oameni. Sau să pomenească pe Dumnezeu în faptele și în ce face El, așteptându-se ca din pricina acestei pomeniri, Dumnezeu să intervină și să-i facă lui bine, trăgând la carul lui. Este exact fondul o osândit în această poruncă că ai putea rosti numele lui Dumnezeu și în felul acesta să-l determin pe Dumnezeu să lucreze agenda ta. Asta este o folosire nesăbuită a numelui lui Dumnezeu. Al chema ca să împingă la carul nostru el o are în deșert a numelui lui Dumnezeu. Și unii oameni fac asta. A lua în deșert numele Domnului în contextul Vechiului Testament este și jurământul fals pe numele lui Dumnezeu. Leviticul 19, versetul 12, ne spune așa: Să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Să nu jurați strâmb pe numele meu. Adică, Respectiva persoană ascundea adevărul. Umbla cu minciună. Dacă să inspire credibilitate, să inducă în eroare, să înșele pe acela pe care îl minția, apela la un jurământ strâmb, adică fals, pe care jurământ îl certifica pe numele lui Dumnezeu. Ar fi ceva în genul. Martor îmi este Dumnezeu, că spun adevărul. Și când încolo omul mințea. Ei, acest apel la Dumnezeu în contextul rostirii unei minciuni ca să inspiri credibilitate și să înșeli pe cel căruia îi spui minciuna, e folosire nesăbuită a numelui lui Dumnezeu. E luare în deșert a numelui lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce se poartă așa. Apoi, al treilea mod în care poate fi luat în deșert, vor fi vreo zece. Al treilea mod e numirea unui idol cu numele Domnului. Contextul Vechiului Testament de asemenea suportă această înțelegere. Numirea unui zeu, numirea unui idol cu numele lui Dumnezeu este exact ce a făcut poporul Israel când s-a îndepărtat de Dumnezeu, rătăcindu-se prin închinarea la vițelul de aur. Uh. Au numit idolul acela cu numele lui Dumnezeu. Era, în fapt, imaginea bolului Apis, o reprezentare a uneia dintre zei, zei Egiptului, iar această reprezentare a fost numită de Aron cu cuvintele, iată pe Dumnezeu tău care te-a scos din Egipt. A numi ca Dumnezeu adevărat pe un idol este folosire nesăbuită a numelui lui Dumnezeu. 4. Ruperea unei înțelegeri, a unei promisiuni și călcarea cuvântului dat e luare în deșert a numelui lui Dumnezeu. Aici ar fi miezul acestei porunci. A chema numele lui Dumnezeu ca martor la o anumită situație. A face o promisiune și nu trebuie să spui promit în numele Domnului. Ați da cuvântul, a lua un angajament, a face o învoială, o înțelegere, a lua o hotărâre, a stabili cu cineva ceva într-un cuvânt, ați da cuvântul și după aceea al călca, este luare în deșert a numelui lui Dumnezeu. Ruperea unei promisiuni, călcarea unui cuvânt dat, a unei juruințe făcute, neținerea unei promisiuni făcute, intră sub incidența acestei porunci. Păcatul minciunii intră și sub incidența acestei porunci. După cum ați observat, în cele 10 porunci nu scrie să nu minți, dar se înțelege că cel ce folosește cuvântul trebuie să spună adevărul, că altfel ia în deșert numele lui Dumnezeu. Se înțelege că cel ce vorbește trebuie să spună adevărul pentru că e scris să nu mărturisezi strâmb împotriva aproape lui tău două porunci cuprind sub autoritatea lor problema minciunii. Ei, torcându-ne aici, cuvântul acesta, să nu e în deșer, numele lui Dumnezeu, cuprinde sub autoritatea lui și ținerea cuvântului dat. Noi trăim niște vremuri ciudate și tulburi. Oamenii de o generație înaintea noastră, generația părinților mei, nici nu mai zic de generația bunicilor mei, pentru oamenii aceștia cuvântul dat avea forță de contract semnat la notar. Deci așa a fost înțeles cuvântul dat. S-au întâlnit doi gospodari undeva, unul dintr-un sat, altul din altul, într-un târg, dintr-un orășel de provincie, s-au înțeles la vorbă, au bătut palma și vorba a rămas vorbă. Așa au vândut case, au vândut pământuri și nu i-a trecut vreunia prin cap să schimbe înțelegerea. Cuvântul dat era cuvânt. Aceștia au fost oameni de onoare. Vremurile s-au schimbat. Oamenii schimbă vorbele și promisiunile după cum bate vântul interesului. Vi, vin. La cât? nu cinci. Și nu mai vine. Și nu mai vine. Înțelegerea de astăzi nu mai rămâne în picioare. Vorba Bibliei, călcătorii de cuvânt. Porunca să nu iei în numele Domnului ne cere să fim oameni de cuvânt și în același timp ne interzice să ne călcăm cuvântul dat. Psalmul 15, în Psalmul 15, versetul 4, dacă mi-aduc eu aminte bine, ni se spune că, auziți, el cel drept nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Auzi, nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Așa este omul drept. Era în vremea părinților mei, când eram copil, așa o vorbă în sat, Zic că vita se leagă cu funia și omul cu vorba. Deci vorba dată îl lega pe om atât de puternic, precum așa și imagina sătianul, legi vita cu funie. De acolo nu-ți pleacă, că e legată, e priponită. Așa omul era legat de vorba lui. Unde este evlavia cuvântului dat? Pentru cei care faceți afaceri, poate meserie, vă legați cu o vorbă, că veți fi acolo și veți face cu tare și cu tare și cu tare. Ce să alege de toate acestea? Nebună bună seamă că suntem supuși slăbiciunilor și dacă se întâmplă câteodată să greșim, fie și în zona aceasta, ne stă la îndemână slavă Domnului, ne stă la îndemână pocăința. Ne putem cere iertare, putem să recunoaștem culpa în care ne găsim și lua hotărâri ferme de schimbare. Dar sub nicio formă să nu apelăm la scuze ieftine. Am zis că la cinci, dar n-am zis că mâine. Dă-te ierte, Omule, ce bine știi să-ți întocmești căile! Nu... Um. A lua deșert numele Domnului este, în fapt, această rupere a promisiunii, călcare a cuvântului dat. Apelul Domnului nostru Isus este apel la integritate. Domnul Isus a cerut ucenicilor săi să fie oameni integri, să fie oameni de cuvânt, da lor să fie, da nu să fie, nu vorbele lor să aibă așa o greutate și rostite în contextul reputației lor creștine, a mărturiei lor creștine, forța cuvintelor lor să inspire atâta credibilitate încât nimeni vreodată să nu simtă nevoia să vină jurământ în compensare. De ce jură oamenii? Ca o credibilitate sau că n-au? De ce jură oamenii? Bine zicea John Stott, Jurământul este o declarație patetică a necinstei noastre. Auziți ce a zis acest om al lui Dumnezeu? Sau Hunter, Harold Hunter. Jurămintele sunt rostite pentru că oamenii se dovedesc atât de des mincinoși. Sau Didi Bonhoeffer. Jurământul aduce bezna îndoielii asupra cuvintelor rostite. Isus a spus să nu jurați. Iacov în epistola sa a continuat spunând să nu jurați. Dal vostru să fie da, nu, să fie nu. Cu alte cuvinte, fiți oameni de cuvânt. Așa să ne ajute Dumnezeu. Prin urmare, porunca aceasta să nu iei în deșert numele Domnului face apel la integritate. Și dacă ar fi să o luăm mai amănânțit, angajatul angajatul la o fabrică, la o firmă. A semnat un contract. S-a angajat în raport cu fișa postului. Dacă angajatul respectiv își neglijează responsabilitățile la locul de muncă, el ia în deșert numele lui Dumnezeu. A fi superficial, a nu-ți face bine treaba, omorî vremea ajunsese proverbial nebunia asta în România. Ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim. Păcat generalizat la nivel de națiune. Angajatorul, pe partea lui, ia în deșert numele lui Dumnezeu, dacă se înțelege cu angajatul, la niște termeni și la o plată și după aceea le schimbă. Singurul fel în care le poți schimba fără să iei în numele lui Dumnezeu e să dai mai mult. Pentru asta nu se supără nimeni. No. Dar cu asta trecem mai departe. Orice, cum să zic, neglijare a responsabilităților pe care le avem față de cuvintele pe care le-am rostit, angajamentele pe care le-am făcut, e luarea în deșert a numelui Domnului. Luarea în deșert a numelui Domnului este, cinci, rostirea în mod ușuratic și în circunstanțe nepotrivite a numelui lui Dumnezeu. Unii oameni și-au făcut obiceiul de a pomeni, de a invoca numele lui Dumnezeu, așa, cum îi prinde viața. Și câteodată asta este socotită chiar evlavie. vlavie. Ei invocă numele lui Dumnezeu pentru a comunica, poate, cât sunt ei de spirituali, cât sunt ei de duhovnicești, cât, câtă încredere, de câtă încredere sunt vrednici. Auzi, pe exemplu, pe unii zicând, Domnul mi-a vorbit. Domnul mi-a vorbit. Um, hmm, e posibil. Dar uneori am simțământul că această formulare Domnul mi-a vorbit, Domnul, de la Domnul spun, El mi-a descoperit, am avut de la Domnul să vă spun. Trebuie să fim tare, tare grijulii cu aceste exprimări. Da, dacă n-a fost Domnul. Poate fi un gând bun, Copiii Domnului lui sunt chemați să facă deosebire între revelațiile care vin de la Dumnezeu și gândurile lor frumoase din Biblie. Eventual pot să spun, am citit în Biblie și așa zice Dumnezeu în Biblie. Sau m-am gândit că e după voia lui Dumnezeu așa. Dar nu trebuie să vin și să-mi asum autoritate de om care a primit de revelație și să zic asta. E de la Domnul. Genul acesta de apel, de folosire a numelui lui Dumnezeu nesăbuită, el oare în deșert a numelui Domnului. Și de asta trebuie să ne ferim. Dacă Domnul ne-a vorbit, dacă a fost revelație de la El, o vom comunica cu multă sperenie și cu multă grijă, căutând să-l înălțăm pe Dumnezeu, care își descoperă voia. Numele lui să fie lăudat. Amintiți-vă, vă rog, cu câtă grijă oamenii lui Dumnezeu au vorbit, consemnând ce Dumnezeu le-a descoperit. 6. Numele lui Dumnezeu poate fi luat în deșert printr-o închinare superficială și lipsită de reverență. Vorba Mântuitorului, consemnată în Matei 6 cu 7. Doamne au zis cei care au fost respinși la judecat. Versetul următor. Nu, nu cred că aici a fost. Doamne, noi am făcut minuni și semne în numele Tău, ca înainte Iisus să spună că nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor. Oameni, care rostesc numele Lui Dumnezeu foarte ușor. În rugăciunile lor, în cântecele lor, în vorbirile, în dialogul dintre ei, apelul acesta așa, slobod, fără grijă. Sau cum spune cuvântul în Eclesiastul, capitolul 5, versetul 1 la versetul 2. Păzește-ți piciorul, Eclesiastul 5, versetul 1, Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jerfa nebunilor, că cei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu ești pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. De cât înțelepciune uneori oamenii confundă spiritualitatea cu vorba sub lobotă s-ar putea ca în rugăciunile noastre fără să ne dăm seama din cauza poate a unei îndelungate obișnuințe pe fondul desacralizării laicizării a cotidianului în care am intrat fără să ne dăm seama să rostim vorbe care nu plac Lui Dumnezeu. Și noi să ne așteptăm chiar să ne asculte rugăciunea. Cântece în care numele Lui Dumnezeu este pomenit pe niște texte și muzici care mai degrabă îl întristează decât e închinare. Cuvinte rostite de cineva. Domnul Hristos s-a rugat cu strigăte mari. Nu e o problemă când ne rugăm cu voce mare. Dar să nu confundăm strigătele mari cu răcnetele neînțelepte ale unora care folosesc neserbuit numele lui Dumnezeu. Chemându-l câteodată chiar împotriva dușmanilor lor, ca și cum Dumnezeu ar fi un executant a cererilor lor. Asta e folosire neserbuită a numelui Domnului. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Vă aduc aminte de atitudinea de profundă reverență pe care Avram și Avram a avut o relație cu Dumnezeu atât de apropiată încât Dumnezeu a spus că Avram este prietenul lui. Foarte aproape a simțit Dumnezeu pe Avram și Avram pe Dumnezeu. În împrejurarea în care Dumnezeu avea în gând să nimicească Sodoma, a descoperit lui Avram acest gând. Avram și-a luat inima în dinți și s-a apropiat în rugăciune de Dumnezeu. Auziți cum? Avram s-a apropiat și a zis Vei nimici tu oare pe cel bun împreună cu cel rău? Și auziți cum a pus problema. Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Ei venimici oare și pe ei și nu vei răta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să o tu pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău, de parte de tine așa ceva, de parte de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și auziți cum a zis Domnul. Dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni, în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avram a luat din nou cuvântul și a zis, vă rog să observați grija. Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Eu care nu sunt decât praf și cinoș. Observați cum s-a adresat. Păi nu tropăie cu cizmele murdare în locul sfânt al prezenței lui Dumnezeu. Tremură în inima în el că s-ar putea să spună vorbe prin care să-l supere pe Dumnezeu. Cu multă grijă se adresează. Ca apoi versetul bător. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi cinci. Pentru cinci vei nimici tu cetatea. Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Uitați cum continuă. Avram i-a mai vorbit, a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 40. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Ce aș dori să observăm, stimați frați, versetele următoare, vă rog, 31, 32, uitați, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi nea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru 20. Să nu te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Unii creștini, atât de, cum să zic, Atât de mult coboară la nivelul lor prezența lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu, încât ai avea impresia scurtă, scuzați-mi expresia așa vernaculară, că se trag de șireturi cu Dumnezeu. Asta nu-i bine, frații mei. Nu face cinste Domnului. Felul acesta de, de raportare, de vorbire ușoară, de luare așa, să nu confundăm instinctele religioase a firii noastre pământești cu închinarea în Duh și în adevăr. Să nu încurcăm zmiorcăielile și mofturile noastre cu mijlocirile referențioase față de Dumnezeu. Să nu folosești în mod nesăbuit numele Domnului, zice această poruncă. Apelul pe care cu Curăție de inimă și din suflet îl am pentru dumneavoastră, e să ne măsurăm inima, vorbele, stările când ne rugăm. Poate că nu ne-ar sta rău înainte să începem să vorbim, să ne tragem sufletul tăcând, cugetând, înțelegându-ne nimicnicia, înțelegând măreția lui Dumnezeu și apoi trăgându-ne sufletul să începem a vorbi măsurându-ne fiecare vorbă când ne adresăm Creatorului nostru, care ne-a făcut cinstea permițându-ne să îl numim Tată. El angajându-se că va recunoaște în noi pe copiii lui. A de șer numele lui Dumnezeu poate fi făcut și prin aglumi. Pe seama lucrurilor sfinte. Deci, al șaptelea fel, da, fără să facem sugestii cuiva, deconspirăm răutăți. A glumi pe seama lucrurilor sfinte este folosire nesăbuită a numelui lui Dumnezeu. Există tot felul de glume despre iad, despre rai, despre slujbe, despre versete din Biblie, despre slujitorii Bisericii, despre realitățile spirituale. A folosi asemenea glume e luare în deșert a numelui lui Dumnezeu. E profanare. Domnul să ne ferească să, ne, să cădem în aceste greșeli. Am băgat de seamă că asta ar fi ispita celor care mai mult conviețuiesc în acest mediu. Am băgat de seamă pe la studenții de teologie, pe la dascăli, toată ziua, cu cărțile, cu Biblia, cu învățătura, au apărut și cărți publicate cu glume din astea așa, la limită. Nu, unii le-ați citit și eu am mai citit unele. Sigur că umorul e sănătos. Îl găsim și în cazul mântuitorului. Nu, e vremea acum să spunem în ce contexte. Dar e sănătos. Biblia nu spune să nu glumim. Biblia spune să nu folosim glume proaste, cuvinte porcoase. Iar când e vorba de lucrurile sacre, de ființa lui Dumnezeu, de revelația lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, aici să fim cu cutremur. În spațiul acesta nu e loc de glumă. Dumnezeu să ne ajute. Tratarea cu lipsă de respect și reverență a lucrurilor și a simbolurilor sfinte, e tot luare în deșertat numelui Domnului. Nu aș dori să înțeleagă cineva ceea ce nu doresc să spun, nu vrem să înălțăm simbolurile până acolo încât să idolatrizăm acele simboluri. Unii oameni idolatrizează simbolul în felul acesta, luând în numele lui Dumnezeu. Alții, bat și -alți ocoresc simbolurile luând în deșert în acest fel numele lui Dumnezeu. Ce ar însemna asta practic? Spre exemplu, atitudinea noastră față de Scriptură. Grija pe care o ai față de ea. De bună seamă că poate exista o extremă aici, un fel de bibliolatrie. Vorba unuia, nu pățesc nimic, niciun accident nu vine peste mine, ca în Biblia în bord, în bordul mașinii. Dar aruncare ei pe oriunde, lăsarea e în mâna copiilor să o picteze cu creion colorat, să se joace, să-i rupă foi, trântită pe zupaturi și pe sub scaune, te miri cum, frații mei, nu potrivește cu evlavia. Eu odată am fost într-un loc și așa mă doare să vă spun. Nici n-am îndrăzneală să vă spun unde am găsit pagini din Biblie. Oameni buni. Nici cărămizi n-au mai rămas peste locul acela în vreme. Era acolo o adunare. Nu, nu, -am, am prea, prea mult respect față de cucetele dumneavoastră să spun ce am văzut. Dar am plecat atât de tulburat. Dumnezeu și-a luat mâna de peste oameni și locul acela și praful s-a ales. N-au fost cu respect față de Biblie. Grive mare aici. Eu știu că sunt frații de credință care sunt foarte sensibili și se tem să pună Biblia pe podea. E cuvântul lui Dumnezeu. Sau să intre într-o încăpere când oamenii se roagă, stau la ușă cu, cu tremur. Eu așa am primit pucăința. Păi la noi, zici că treburile mărunte se fac în timp ce oamenii se roagă. Atunci ne legem cântări, ne căutăm versetele, citim bilețele, iar aranjăm părul. E o tratare cu lipsă de respect a unui simbol, se numește Casa lui Dumnezeu. Sau unii au îndrăznit, eu zic că din lipsă de înțelepciune duhovnicească, să vorbească cum nu trebuie despre simbolul cruci. Păi indiferent de ce credem în raport cu confesiunile istorice, respectul față de acest simbol creștin trebuie să-l avem. Iar dacă cineva are altă părere, am putea intra în dialog cu minte ca să ne lămurim. Să nu sărim în altă extremă. Dacă unii au idolatrizat acest simbol, noi nu trebuie să mergem în partea cealaltă, lipsind, lipsiți de considerație fiind, că suntem noi altfel. În final, e simbol al lumii creștine. Ce să mai vorbim cu cina Domnului? botezul în apă și alte, cum să le numesc eu, lucruri care pot fi cumva ținute, concepte, realități care pot fi ținute, ușor cuantificate. A lua de deșert numele Dumnezeu înseamnă a avea lipsă de respect față de aceste simboluri. Înjurătura, blasfemia, e o altă formă de luare în deșert a numelui Lui Dumnezeu. Înjurături. Au apărut substitute așa numitele înjurături creștinești, dacă o fi și așa ceva. Na? Tot felul de vorbe puse așa, să ne ferim de ele. Întrebuințarea numelui lui Dumnezeu în activități de vrăjitorie, în activități magice, e de asemenea luare în deșert, folosire nesebuită a numelui lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește și despre acest lucru, cel puțin în două, trei locuri, cel mai relevant ar fi fapte 19, feciorii lui ceva care au folosit numele lui Dumnezeu într-o activitate prin care fi vrut să se crediteze ca exorciști. N-au avut niciun succes, nicio putere. Sau de așa, de vrăjitoare, care în timp ce își fac numerele de vrăjitori au Biblia pe masă și rostesc și Tatăl nostru și crucea e acolo și câte... Genul acesta de asocieri îl luare în deșerta numelui lui Dumnezeu. În final, mergând spre încheiere, cuvântul Domnului prin această poruncă ne cheamă să avem o altă considerație față de Dumnezeu, față de numele Lui, față de ființa Lui, un cutremur sfânt, o stare de evlavie și de frică de Dumnezeu, o înaltă evlavie, o adâncă și profundă reverență înaintea Lui Dumnezeu, lăudând zilnic numele Lui Dumnezeu, mărturisindu-L înaintea oamenilor, chemându-L în rugăciuni pentru mântuirea noastră și foarte important să fim oameni de cuvânt, integri. Da al nostru să fie da, nu, să fie nu. Promisiunile făcute să fie ținute. E și un apel la sentimentul sacrului pe care copiii lui Dumnezeu trebuie să-l aibă când se gândesc la Dumnezeu și când se roagă la Dumnezeu. Să încheiem citind versiunea noua traducere românească. Mulțumesc lui David pentru prezența de spirit de a proiecta în paralel cu traducerea Dumitru Cornilescu. Exod 20, versetul 7. Să nu folosești nesăbuit numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va folosi nesăbuit numele Lui. Amin. Haideți acum să ne ridicăm și să ne rugăm lui Dumnezeu.